Un tânăr care alerga pe malul Jiului a observat trupul bătrânei în apă și a alertat autoritățile. Pompierii care au ajuns la fața locului cu două bărci de salvare au căutat-o aproape două ore pe femeia de 79 de ani în apa rece. Un echipaj de ambulanță chemat la locul incidentului nu a putut face nimic pentru victimă. Medicii au declarat decesul acesteia. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru scoaterea unui cadavru din râul Jiu. Apelul a fost inițiat de către o persoană care se afla în apropiere și a văzut trupul plutind. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, care au scos trupul cu ajutorul unei bărci de salvare, constatând că este vorba de o femeie. Din păcate, pentru viața femeii nu s-a mai putut face nimic, decesul fiind declarat de către medicul soțit la fața locului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările în care femeia a ajuns în apă. Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 despre faptul că o persoană a căzut în râul Jiu și a fost adusă la mal de echipajele de intervenție fără semne vitale. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a efectuat cercetarea locului faptei și verificări pentru stabilirea identității persoanei, constatând că victima este o femeie de 79 de ani din municipiul Târgu Jiu. Trupul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Târgu Jiu pentru efectuarea necropsiei. Bătrâna nu prezenta leziuni pe corp, spun surse din cadrul anchetatorilor.